Și bine v-am regăsit cu un nou episod de Sims! Bins, cu cele mai tari gogoșele, numai la Chris ca de fiecare dată, așa că o mare gogoșică pentru că avem și un anunț foarte special pentru voi. Pentru că Bia s-a apucat de live-uri! Serios? Pe TikTok! Serios? Exact, pentru că avem și cont de TikTok... Contul nostru este Chris oficial, îl aveți în descriere și o vedeți acolo live cum se joacă. Și facem dueluri, să știți. Da, doar că pe Hriscuad oficial nu avem niciun video încă postat. Exact. Probabil o să mai postăm, nu știu, niște provocări, gen facem anumite personaje, vedem noi ce facem. Da, corect, ne distrăm acolo, o să vedeți, mm -hmm. o să fie foarte fain, așa că vă mulțumim tare mult pentru toată, toată susținere. Haideți să vedem ce facem azi! Ok, deci azi suntem la copiii noștri, aici în casa lor studențească, să spun așa, dar trebuie să-i creștem. Trebuie să creștem. Da, trebuie să-i creștem ca să putem să-i înscriem la facultate pe bune. Vai, Doamne, deci cum arată casa asta? Au o, o grămadă de mizerie în ea. De ce? Păi... Trebuie să facă curat. Da, văd când prea fac curat ei. Hm. Hai să facă curățenie. Hai să facă un tort. Sper să știe să facă tort. O punem pe Nora noastră să facă un tort. Hai să vedem cum se... Cum se pricepe ea. Și pe ceilalți am pus să facă tablouri, oare, ca să mai facă bani? Hai, mai toți la tablouri, faceți ceva aici. Toată lumea, forță rău de tot. Păi da, nu? A, celălalt li-am mai la școală, deci îl lăsăm acolo și pe ceilalți facă tablouri. Hmm. Trebuie să muncească, dacă vor ceva. Uite, nora mea s-a blocat aici în bucătărie, nu prea știe. Doamne a pus ulei în... Uh, Oală? Tort, ca să facă tort. Dar nu ce se face tortul? Cu ulei? Măi, nu știu. Ah, ok. <laughs> Depinde. Adică se pune ceva ulei, dar fata asta a turnat toată sticla. A se turnat toată sticla, o, boss. O lingură, două de ulei maxim. Asta ulei. e, poate îi place să mănânce tort... Uite, okay. Hai că ea e și bine, hai că ea e și bine. Uite, o chestie despre mine, despre mine. Mie nu-mi plac chestiile ulei eu Și nici de -o. Da, nici mie nu -mi plac. Adică, da, acum depind, depinde. Minețele, de ce. Ne place pizza, ne plac burgerii, dar ne referim la chestiile alea bibate în ulei. Bă, asta a tăiat din tort și a mâncat în loc să pun. Să fie în rușine. Năr. Hai, treci și fa tort. Rușinică, rușinică. Doamne! Așa suntem noi, Flo. Așa suntem noi. Hai, se pune și face alt tort. Măcar... Um, măcar așa am vat să gătească, nu e problemă. Da, Ia aici face sport. Uuu, tocmai vinde un tablou. Cu 1800 de dolari 1800? Da Mamă, e cel mai mare ăsta, cel mai scump dintre toate tablurile pe care le-a făcut Da, uite, fiul nostru tocmai a venit de la muncă și zice că i-a fost invadată intimitatea De ce? Din cauza că erau prieteni pe aici? Nu, nu știu de ce, nu, la muncă probabil, la muncă Of, îmi pare rău îmi pare, pare rău, asta e, cred că au venit prieteni de ai lui ceva, nu și de asta. Ok, am mai făcut și tortul? Asta... Unde, ce l tort? unde l celălalt tort? Unde l-ai pus, fată? Zici mi ai, la cuptor. Doamne, m-am speriat, nu știam pe unde e, am zis că e gata, iar l-am mâncat. Pune pe masă și te rog, nu-l mânca! Deci, uite, stai. Să nu-l ce Da, trebuie să fie în centru. Am pus să pună lumânări. Și te rog nu-l mânca că ai altul Bun, hai, întâi suflă tu Tu ești adolescentă parcă, nu? Da, ești adolescentă Hai să sufli tu Să crești tu prima Bum, bum, bum La mulți ani cu sănătate Hai să vedem, să vedem Uite, trebuia să le facem o petrecere Dar, na, fiind uh, Fiind cu bugetul la pământ Nu prea se merită Astea? Ok, uite, am aflat o chestie nouă despre Lara, despre Nora noastră. E geloasă și rea. Aoleu! Okay. Nu mai fi geloasă și rea. Hai să îi punem să fie și puțin romantică, măcar. <laughs> Hai să mai punem niște lumânări. Și să vină și fica noastră să crească. Doamne, mai ții minte? Acum două, trei săptămâni, cred. Așa. Era atât de mic, oh. Da. Da, bine, practic, în simt. au trecut 10 uh, ani, adică, na. Da, dar, știi, adică, ți se pare ciudat. Era mică, era un bebeluș. A, un bebeluș. Îmi Și acum, trece timpul altfel, boss. Acum e dita, mai fata. Asta? Ia uite. La mulți ani cu sănătate. sănătate. Să vă dea domnul tot ce doriți. Hai okay, să Ok, hai să vedem ce... Ce s -a... Ce mai domniei, uite. Cum să arată? fie... Orientată către familie Sau Da, să fie orientată către familie Sau să-i placă mâncarea una din două hmm. Hai să-i placă mâncarea <laughs> Doar să nu mănânci tortul, te rog Arată la fel, pentru că Nana a trecut mult De la 15 la 18 ani N a trecut cine știe ce. Hai să vină și Liam, copilul nostru adoptat, dragul de el. Hai să vedem. Să vină și el să crească. A fost un băiat extraordinar el. Așa este. Extraordinar. Un fiu foarte bun. Ok, hai să vedem ce să-i placă cum lui. Uh, deci acum asta e cum l-ai făcut, tânăr, adult, adult sau cum? Adult. Adult, ok. Hai să-i placă cățelușii. Oh. Și acum să vină și Raul. Oh, Raul e trist. Mi-a pare că i-a murit cineva în familie. Îmi pare rău, Raul. Îmi pare rău, condoleanțe. Da, chiar nu știm cine i-a murit. Probabil, nu vreun prieten. Da, dacă a zis în familie, na, o rudă. În familie, da. Îmi pare rău. Of, Chiar îmi pare rău. Uite, acum toți îi cântă la mulți ani. Mamă, ele da. trist și suflă în lumânări. Da. Hai să-i înscriem la facultate. Ok, hai să-i dăm și lui un nou skill. Hai să fie orientat către familie. Yay! Hai să-i înscrim la facultate, zic. Unde avem calculatorul? Aici... Și să se înscrie toți la facultate, pentru că acum... Ah, uite, acum merge să se înscrie la facultate. Hai să vedem. Îl înscrim prima oară pe Raul. Hai, Raul! Și trebuie să pus? aleagă facultatea, nu? Da, da, s-a pus la calculator. Păi nu fiul la calculator, să... Nu, fiul nostru, Liam, s-a pus. Ok, hai, dacă tu te-ai pus la calculator, hai, înscrie-te și tu la universitate. Hai să vedem. Se înscrie? La care se înscrie? Asta e că acum caută. A, gata, a pus să se înscrie. Nu ne-a pus să alegem. A, perfect. dar trebuia să pună să aleagă. Păi așa se trezește la facultatea de... Poate a aplicat la ambele, știi? Și o să ne dea după să alegem. A, nu. Da, de fapt, da, că se poate. Exact ca în viața reală, că și uh, în viața reală ești uh, admis poți să fii admis la nu mai multe te cred facultăți. cred că Yuko i-a trimis mesaj fiicei noastre ca să zic că la mulți ani, băi, femeia asta, vă zic sincer, ne urmărește. Aoleu! Deci Yuko asta trebuie, trebuie scoasă de pe fața simțului. Da. <laughs> ok, hai că nu a venit fiica noastră la calculator. Uh, S-a pus aici Lara. A, a, venit fica noastră, ok, okay doamne Ok, și se primă... pune și ea să se înscrie la facultate, nu? Da, se pune și ea acum Bine se de înscrie. tot! Toată Hai Toată lumea să se înscrie la facultate, așteptăm Așteptăm pentru că sunt adulți, sunt deja mari Gata, s-a înscris și ea la facultate Hai, pleacă de acolo ca să vină și Lara Tot sperând, pe sperând <laughs> Ce nașpa e că e un singur calculator Da, n-ai ce să <coughs> faci Era bine, de ce nu pui alte calculatoare, chiar? N-avem bani, n -avem, bani. N -avem bani Adică de ei n-au bani. bani, da Faceți fraților, bani să vă luați un calculator Că așa stați câte 60 de persoane La un singur calculator oh, S-a înscris și ea Dar văd că se simte rău Oare nu putem să comandăm niște pastile Uite, da, da, putem să comandăm niște pastile Eu zic să luăm Fiindcă văd că se simte destul de rău Lara, hai ia medicamentul Și mișto, comanzi de pe net Într-o secundă la ai la tine da, Și exact. gata, se simte mai bine Gata, uite, am rezolvat. Aleluia. Pentru răceală. Hai, pune-te și desenează ceva. O, am mai vândut o pictură. Asta cu pisicuța asta, 1800. 1800? Dar uh -huh. vreau să văd... Oare poți să ajungi la 5000 de dolari, de exemplu? Nu știu. Poate doar dacă o să-i crească skill-ul de artist, ceva de genul ăsta. Da, probabil, probabil. Dar cât? Unde scrie cât de la sută sau cât e... Um, nu știu. Era fain. Da, ne scrie aici, la painting au toți maxim. 10, da, maxim. Mm, cine nu știu, știu, depinde ce desenează în momentul ăla. Și nici nu poți să-i pui să deseneze ce vrei tu. Gen să fie ceva mai scump? Nu. Da, nu. desenează din capul lor. Mm -hmm. Ok, cam acesta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați o mare gogășică și noi ne vedem data viitoare cu un nou episod. Salutare!